Le punem azi în secolul 21. Noi putem să găsim călăi în oase și carne deja înregistrați pe internet. Eu, mai ales cunoscând limba rusă, eu pot să înțeleg, să știu despre ce vorbesc, cum vorbesc. Eu pot să interpretez gesturile lor pentru că ei sunt urmașii Uniunii Sovietice și asta este un lucru înfiorător, de fapt, să înțelegi un călău în sensul cum să-l înțelegi, să știi cum gândește el și ce a făcut propaganda dintr-un om sănătos care nu ar fi trebuit să ajungă în secolul 21 să ucidă inocenți. Mă refer acum, desigur, la masacrele din Bucea, copii, femei, bătrâni. Deci niște orori care n-ar fi trebuit să existe în anul, să existe în 2022 și ziceam eu că probabil lucrurile acestea se întâmplă pentru că noi nu am studiat destul de amănunțit, nu doar perioada asta tabuncă la noi, perioada asta istorică, Holocaustul, dar noi nu am studiat suficient faptul cum ajunge un om sănătos în postura de călău. Pentru că un război transformă un om normal în călău. Războiul este un lucru pe care noi trebuie să-l evităm cu orice preț. Și trebuie mai întâi de toate să înțelegem cât de ușor oricine dintre noi, și spun asta cu mare regret, într-o zi din secolul 21 nimerește într-o capcană, nimerește sau ajunge să fie un părinte a unui soldat care a fost trimis să ucidă într-o țară lăturată. Deci lucrurile acestea se întâmplă pentru că istoria pe care noi am învățat-o, din păcate, a fost falsă, falsificată. Noi am clădit secolul 21 pe un fundament de neadevăruri. Și acum mie îmi pare că noi avem foarte mult de lucru, trebuie să reluăm niște lecții de istorie cu adevăruri foarte dure și în sfârșit să încercăm să găsim felicelul acela de umanitate pe care, din păcate, noi l-am pierdut în secolul 20, un secol care rămâne încă cu foarte multe taine și cu foarte multe dureri și traume. Cred că ne apropiem de sfârșit. În caz că aveți întrebări, mai avem 5 minute sau 4 minute, mai rămân undeva într-un colțișor dacă doriți să semnez cărți și oferim scena următorului scriitor ca să nu... Da. Scurt, Adriana, am vrut să spun că jumătate de oră am considerat că nu este suficient pentru autoarea noastră și vă invităm și mâine la ora 19 la Londo.com să stăm la un dialog de 2 ore cu autoarea noastră și să o întrebăm apropo despre documentarea pe care au făcut-o, despre celelalte aspecte ale cărții și să mai comentez și eu că mi-am găsit niște fragmente la care totuși acum nu mai avem timp să ne oprim, dar vă invit mâine într-o atmosferă relaxantă. Londo.com e undeva Praporgescu, David Praporgescu, în spatele Teatrului Național și vă mulțumim pentru atenție! Thank you.